Mulțumesc, domnule președinte. Vin astăzi cu o veste bună. Programul Național pentru Sănătatea Femeii a devenit realitate. Va fi un pic mai bine pentru toate doamnele și domnișoarele din România. Programul național de care vorbeam s-a concretizat. Mulțumesc tuturor celor care au susținut de-a lungul timpului, susțin și vor susține acest program. Au fost deja alocați pentru prima etapă 47 de milioane de euro. Aș putea spune că astăzi proiectul meu de suflet s-a concretizat. Prin acest program, toate femeile din România vor beneficia gratuit de informare și acces la toate consultațiile și investigațiile necesare pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul precoce a celor mai frecvente tipuri de cancer. Sunt zilnic mii de drame ce ar putea fi prevenite. Absența educației pentru sănătate și lipsa banilor sunt principalele cauze. Cele trei tipuri de cancer, și vorbesc de cel de col uterin, sân și ovarian, sunt diagnosticate târziu, atunci când șansele de vindecare sunt reduse pentru că există două bariere majore. Educația pentru sănătate. 52% dintre românce nu știu și nu cunosc ce programe sunt disponibile pentru prevenția și depistarea în stadiu incipient, iar 63% dintre colegii mei ginecologi susțin că nivelul scăzut de educație al pacientelor este principala provocare cu care se confruntă în diagnosticarea acestor cancere. În al doilea rând, a doua mare barieră este accesibilitatea. Mai exact, gratuitatea și disponibilitatea la programele naționale de screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin. Programul pe care l-am inițiat vizează două obiective majore. Introducerea orelor de educație pentru sănătate, și vă reamintesc că proiectul meu de lege este la Senat, inclusiv cea pentru sănătatea reproducerii, pentru dobândirea unor cunoștințe și deprinderi legate de anatomie, fiziologie, metode de autoexaminare, examene periodice, simptome de alarmă, și în al doilea rând accesul gratuit pentru toate femeile din România la toate consultațiile și investigațiile medicale necesare depistării precoce a acestor trei tipuri de cancere. Mai precis, 47 de milioane de euro sunt destinați pentru Programul Național de Depistare a Cancerului de Col, dintre care 5 milioane sunt pentru elaborarea metodologiei de prevenție, diagnostic și tratament precoce, iar 10,5 milioane de euro sunt destinate pentru susținerea efectivă a Programului de Prevenție, Diagnostic și Tratament Precoce pentru Iași și întreaga Moldovă. Urmează și Programul Național Mama și Copilul, este pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, prin care toate consultațiile, investigațiile și tratamentele necesare gravidei și nou-născutului să fie gratuite. Obiectiv promis, obiectiv realizat. Și țineți minte, stimate doamne și domnilor deputați, că dacă sănătate nu e, nimic nu e. Vă mulțumesc!